Dacă mă întrebați de ce am în spate această poză, o să aflați imediat. În această seară ne-am gândit să vorbim despre basme, dar nu despre orice fel de basme, ci despre basme cu cai. Și pentru asta, în această seară alături de noi se află cel care este vinovatul acestui proiect. Și am să-i spun bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Valentin Vasilescu mă numesc. Vin de pe aici, de pe Colea, de pe lângă București. Și momentan mă ocup cu spectacolele de la Arena Bazmei cu cai din sectorul 1 București. Cum a început povestea asta cu cai în primul rând și apoi basmele cu cai? Povestea cu cai a început de mult, de când aveam eu 14 ani. Era pe to-do list, dacă vrei, și când am apucat să mă apropii, n-am mai putut să mă despart. E un virus? Este, da. Cum este, acum vorbim din punctul ăsta de vedere, pentru că nu toată lumea a avut ocazia sau are ocazia să ajungă să stea atât de aproape de cai. Cum este lumea asta în care vă mișcați și vă plimbați împreună cu cai? Cum este legătura dintre om și cal? Este suficient de complexă să fie foarte greu de descris în câteva cuvinte. Acum, în câteva cuvinte, în câteva minute, este... Ce pot să spun este că este îndeajuns de... Mă împlinește suficient cât să nu mai se trebuiască vede altceva. Se vede după cum vorbiți despre povestea asta. Cum a început ideea asta, acestor spectacole pentru, și nu sunt numai pentru copii, sunt pentru toată lumea. Cum a început povestea asta cu basmele cu cai? Povestea a început de mult. Noi facem spectacole de genul ăsta undeva din 2006, dacă nu greșesc. Numai că nu exista arena și le făceam prin unde țară e? Sau chiar și în București, dar în cadrul sau pe lângă câte un eveniment de profil, gen un festival medieval sau zilele orașului sau ceva de genul ăsta. Foarte dificil logistic, câteodată stresant pentru cai să stai atâta pe drum. Așa este. Și întotdeauna a existat țelul ăsta de a reuși să fac un loc stabil unde să se poată întâmpla aceste spectacole. Și cum ați reușit să faceți toată această... A durat foarte mult, a fost foarte dificil în primul rând să găsesc un loc propice. Nu puteam să fac o arenă de spectacole cu cai la fântâni, da, în centrul Bucureștiului. Așa, sunt foarte multe reguli de îndeplinit, dacă vrei. Cai nu poate să fie la mai puțin de 50 de metri de locuința cuiva sau da, de un este. Magazin sau de așa mai departe. Și am găsit aici la... unde suntem în Chitila, este deținut privat și a fost mult mai ușor de lucrat decât cu... Am încercat să găsesc spațiu și la primăria București, la primările de sector. Da, nu s-a putut. Da, nu intru în amănunte. Da, nu intrăm în amănunte, că nu am înțeles. E suficient. Problema este alta. Până la urmă, lăsăm la o parte faptul că au fost probleme și clar că vor mai fi. Nu știu, sper să nu. Dar faptul că ați creat acest univers... Eu zic că este unic în țară, adică nu știu dacă mai e vreun pe undeva prin România așa ceva. Acum nu știu dacă e și la nivel european ceva de genul și aici poate ne puteți... La nivel european există diverse centrale de spectacole de acest gen. Nu foarte multe în fiecare țară. Cam câte spectacole aveți pe săptămână, să zicem? Avem 3 spectacole pe săptămână, unul dedicat grupurilor de copii, care se întâmplă miercuri de la ora 10. Și este, deci, pentru acel spectacol nu se vând bilete, se fac numai rezervări de grupuri. În general, povestea asta legată de săptămâna, altfel de program, da, unde copiii școală. Sunt scoși un pic din școală să mai vadă și altceva. Și sâmbetele, 2 spectacole, unul dimineață și unul după amiază, diferite, deci nu aceeași reprezentație ambele. Înțeles. Cam câți oameni sunteți în cu totul în proiectul ăsta? Undeva la peste... Un pic peste 20 de oameni, vreo 16 cai. Și cel mai tânăr cine?
Cei mai tineri sunt cei doi copii ai mei care la fiecare spectacol, mulțumesc, insistă să primească cât un rol. Frumos. Vreau, nu vreau, trebuie să scriu povestea de așa natură, să aibă și cum a fost? Cum a fost primul moment în care copiii dumneavoastră au participat la un astfel de spectacol? Un spectacol care nu e ușor. Cum a fost prima dată? Cum v-ați simțit? Eu nu știu dacă e edificator cum m-am simțit eu. Pentru ei a fost, vă dați seama, cu emoții. Bineînțeles că prima oară când au participat au avut un rolișor mai mic. Mm-hmm. Băiatul meu cel mare, care are acum 12 ani, în spectacol, într-unul din spectacole este chiar unul din rolurile principale. Și nu știu să lucreze și cu cai și cu... Da. Da. Și cum e să fie? Cum e să dai din tată în fiu astfel de dragoste față de cai? Dacă... Nu știu dacă neapărat se transmite. Eu cu copiii mei încerc să nu insist să fac ceva anume. Chiar și anul ăsta când am început primele repetiții, m-am trezit acasă tras de mânecă, dar noi ce facem în spectacolul ăsta? Frumos. Cam cum decurge o zi de pregătire pentru un astfel de spectacol? Repetițiile sunt foarte îndelungate. Mai întâi se începe cu elemente pe care urmează să le folosim, dar repetițiile nu se întâmplă la arenă, ci iarna în... Deci să spunem că pregătirea unui spectacol care are premiera în jurul datei de 1 aprilie începe undeva în noiembrie. Așa e. Unde stăm noi peste iarnă cu cai în fermă, unde se repetă elemente separate, mai speciale, care urmează să fie introduse în spectacolul de anul următor. După care, în jur de 1 martie, deschidem arena pentru activități. În afară de spectacole, se fac și activități de-astea în aer liber, echitație, șoimărit, tir cu arcul și alte activități pe același profil, dacă vrei. Când am deschis arena, încep repetițiile zilnice la locul faptei. Care este cel mai drag cal din cei pe care îi aveți? E o întrebare foarte ingrată, fără un răspuns. Și cu cai ca și cu copii. Nu... Așa e. Fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu plusurile și minusurile lui. Nu pot să zic că există un preferat. Ați făcut o școală pentru ceea ce faceți acum? Am făcut mai multe. Care sunt? Eu am început în cascadorie. Puteam să fac pariu și de asta m-am făcut foarte tare că am ajuns la subiectul ăsta. Unde am urmat două școli, dacă vreți. Una privată, care se întâmpla la 94-95. După care, mă rog, cea privată la momentul respectiv nu oferea foarte multe. Nu, oferea mult mai multe decât cea de stat, dar nu oferea nicio diplomă recunoscută la final. După care, în anul 2000, am făcut și o școală oficială, autorizată, de stat, unde, mă rog, cursurile au fost recunoscute. Pe măsură ce am evoluat în meserie, a fost nevoie de mult mai regie. Mult. De... Da. Cum este viața de cascador? Din păcate... La noi. La noi, industria rămâne din ce în ce mai mică. Și nu mai sunt nici cascadori ca lumea? Mai sunt. Nu este adevărat. Sunt cascadori ca lumea. Sunt cascadori care sunt ceruți. Adică cea mai simplă verificare este faptul că sunt chemați să lucreze afară la superproducții de Oscar. Bineînțeles, numărul 3 din rândul 15, asta este... Se întâmplă. Nu, e greu și rar să ajungi să dublezi... Personalități, cum ar veni. Exact, și o spun din proprie experiență. Acum o întrebare din pură curiozitate. În câte filme ați jucat ca cascador? Peste 100 de filme. Felicitări. Mulțumesc frumos. Care e cel mai important film pe care a jucat? Cel mai important film din punctul de vedere al dumneavoastră probabil o să fie Cei Trei Mușchetari sau Cold Mountain, fiindcă astea au fost nominalizate la Oscar, au luat niște premii, se știe de ele și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, cel mai important film e unul unde am făcut niște lucruri mai interesante, dacă vreți, dar pot să vă dau niște nume care probabil n-ați auzit niciodată, gen Pumpkinhead sau... Meseria de cascador dacă ați observat, nu există categoria la Oscar. Exact. Na,
pentru noi meseria are cu tot alte valențe decât... Pentru un actor, dacă e exact, să luăm așa. Exact. Și atunci, filmele care ne oferă posibilitatea să facem mai multe lucruri sunt alea pe care le vezi într-o vineri seară când ești plictisit și n-ai ce altceva să vezi. Alea de categorie B. Exact. Da. Unde se pune mai mult accent pe acțiune decât pe da, și vorbim aici de numele unui actor. Exact. Vorbim de filme de acțiune, vorbim chiar și de filme de groază la un moment dat, de categorie mai... care nu sunt chiar de mainstream, ca să spunem așa, apropo de Pumpkinhead. Exact. Culme este că l-am văzut. Care din ele? Am făcut trei. Primul a fost. Am înțeles. Primul. Da. Restul n-am mai apucat să le mai văd, dar fiind și un tip care scrie și despre filme, de multe ori chiar sunt obligat să merg să văd filme și atunci unele dintre ele chiar le-am văzut. Că rămânem un pic la Cascadorii și pe urmă ne întoarcem la povestea cu basmele, cu cai. De ce Cascadorii și nu numai cei din România, în general? Pentru că la un moment dat chiar au fost niște discuții despre industria asta cinematografică și de faptul că cei care fac această meserie nu sunt răsplătiți pe măsura lucrurilor pe care le fac. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Din punctul dumneavoastră de vedere. Ca și fost cascador. La ce vă referiți când spuneți răsplătiți? Apropo de Oscar, că nu există o categorie aparte. Și nu numai la Oscar, vorbim și de la celelalte premii internaționale de film. Da, niciun festival de film nu acordă premiu pentru cascadorie. În România, culmea, se acordă unul. Da. Ucinu are o categorie. Bănuiesc că oricum ca dacă vreți ca responsabilitate în timpul filmărilor, cascador este un personaj foarte important. Așa cum fiecare categorie profesională a trebuit să lupte ca să fie inclusă în aceste premii după actorii, la fel trebuie să facă și cascadorii. Noi, spre deosebire de celelalte categorii profesionale, la noi a fost o abordare mai specială, în sensul că am zis întreaga comunitate internațională a cascadorilor, dacă vreți, a zis ok, nu vreți să dați o categorie, foarte bine, ne facem noi premiile noastre. Odată ce s-au premiile se numesc Taurus, se decernează odată pe an tot în preajma Oscarilor. Da, undeva cu vreo 2-3 săptămâni înainte. Exact. Intră toate la aceleași superproducții ca și la Oscar, pe un eveniment separat cu... Și ați fost la un astfel de eveniment? Am fost invitat, nu am ajuns niciodată acolo, nici n-am fost nominalizat încă pentru... Eu vă urez să, dacă mai în continuare mai participați ca și cascador, ar fi frumos să existe și din partea României o nominalizare la genul ăsta de filme, pentru că dacă stăm să ne gândim și e foarte important să spunem lucrul ăsta, Școala Românească de Cascadorie, la vremea ei, a fost o școală bună. A fost o școală foarte bună care a dat câteva nume importante. Câteva nume importante și nu importante numai pentru România, exact. Pentru tot ce înseamnă cinematografie, exact. Așa este. Haideți să ne întoarcem acum la povestea asta de basme cu cai și să le povestim în primul rând părinților și de ce nu chiar și copiilor ce pot să vadă într-o zi de spectacol, fie miercurea, fie sâmbătă. Ca povești. Toate spectacolele pe care le facem, le-am gândit cumva în jurul unor basme sau legate clar de mitologia românească. Poveștile sunt foarte diferite, dacă vreți. Deși toate sunt cu cai și cu cavaleri. Asta e perioada poveștilor, da? Nu... Făt frumos, în nicio poveste nu se suie în autobuz și exact, se duce deocamdată, știu eu, poate apare ceva și vom aplica și noi mai departe. Majoritatea scenariilor, adică toate cu excepția celui de anul ăsta, sunt scenarii originale. Anul acesta am încercat să, prima oară, să facem o adaptare după bazm românesc care se numește Petru Cenușă, nu știu dacă ai auzit de el. Exact de aia am dorit să-l pun. Eu personal, nu știu, s-a întâmplat bunicii, părinții să-l nu povestească. Știu, exact. La noi era foarte cunoscută povestea asta. Am constatat cu surprindere că nu prea toată multă lumea știe, a auzit exact. De, și foarte important, de ea. Este, dacă vrei, o variantă românească Cenușăresei, unde Cenușăresa, care e băiat în povestea noastră, e la fel, da? Doarme
pe sobă, e bagiocorul de toată familia și de tot satul și în final reușește să-i uimească. Fiind altceva decât exact, ceea ce dovedind, este. Dovedind. Da, uite, o poveste foarte frumoasă, o poveste de care recunosc. Apropo de ce vorbeam mai devreme până să intrăm în interviu, eu mi-asum anumite lucruri atunci când le fac sau nu le fac. Și mi-asum ceea ce spun acum, eu n-am știut de această poveste și mă bucur foarte tare că, uite, există în momentul de față un loc unde o astfel de poveste necunoscută de toată lumea poate fi văzută și poate fi apreciată la adevărata ei valoare. Bazmul e un baz popular, să știi, cules de Petre Ispirescu, pus în câteva, a apărut mai multe volume, numai, dar ca bazm cules. Și câți actori joacă în spectacol? În total, cu personal tehnic, suntem undeva la 20. E destul. Da, e destul. 8 cai, 20 cai. Trebuie să le mai spunem... 8 cai jumate. 8 cai jumate, ok, unul mai micuț. Unul mai micuț. Trebuie să le spunem telespectatorilor că, lăsând la o parte povestea sau poveștile pe care le creează prin aceste spectacole, se vede și foarte multe lupte medievale. Și aici sunt convins că regia vă aparține. Da, regia mea aparține și scenariile. Și cei cu care lucrați sunt tot foști cascadori? Sau sunt actuali cascadori. Sunt actual cascadori. Da, lucrăm cu actori, cu cascadori, cu păpușari, cu pirotehniști. Spectacolele sunt destul de complexe, aș spune. Am încercat chiar să îi mai ajutăm pe colegii noștri mai înaintați în vârstă. Să mai vină și să exact, mai fie uitați. Să mai aibă o sursă de venit cât de cât stabilă. Mă rog, stabilă în perioada, perioada martie-octombrie. Exact, atât cât aveți stagiunea, exact. Ca să zicem așa. Revenind la o întrebare apropo de toată industria asta românească, că până la urmă putem include aceste spectacole pe care le faceți acolo, putem să le includem în teatru, într-o formă de teatru. Da. Chiar o formă de teatru sunt. Exact. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum este momentul de față toată această industrie românească a teatrului? Cu toate bunele, cu toate tale, cum vi se pare? Unde se situează în momentul ăsta în care noi stăm de vorbă? E complicat de zis. Pe mine mă siderează faptul că există foarte puține inițiative private în domeniu și chiar și atunci când răsare câte una ca o floricică așa cu care nu se face, nu se dă în cap. Este trecută, la un moment dat devine subvenționată de stat, moment în care lucrurile parcă nu mai au o claritate. Și nu mai au aceeași valoare pe care și-au propus-o la început. Nu știu dacă... Numai atâta timp cât nu trăiești cu grija câți oameni o să fie în tribună, mi se pare că e un pic mai simplu să faci rabat la anumite lucruri. Când știi că salariile sunt asigurate, că vin lunar de la primărie sau de la Ministerul Culturii, nu știu, atitudinea e clar alta. E exact. Mai calmă, mai liniștită. Exact. Când pe fiecare săptămână îți bate inima de trei ori mai repede că nu știi câtă lume se strânge și dacă azi plouă, poate nu se vând bilete și așa că totuși suntem influențați de ce vedem pe fereastră. Exact. E altă tensiune în momentul în care toate lucrurile astea le faci tu cu oamenii tăi, fără să ai din spate, apropo de ce spuneați mai devreme, exact. Chestia este asta cu... Este și altă verificare. Dacă da. Dacă lucrurile sunt calitative, tribuna va fi... Cam câte ore pe zi munciți pentru un astfel de spectacol? În perioada de pregătire plec de acasă la 7 dimineața, las copiii la școală și undeva la 10 noaptea ajung înapoi. Destul de mult. Destul de mult pe zi. Așa mi se zice. Da, păi este până la urmă. Bine. Acum, dacă stăm să ne gândim și să fim sinceri cu noi, până la urmă, ceea ce se întâmplă acolo nu e ușor. Absolut deloc. Și necesită destul de mult timp și atenție. Exact, și atenție și muncă fizică și concentrare și coordonare, până la urmă, că Doamne ferește, dacă îți dă unul cu altceva fără să fii atent în ochi, Doamne ferește ce pățești. În afară de grupa pe care o aveți, de oameni cu care lucrați, mai vin și din afară parteneri cu care colaborați pe evenimentele medievale? Da, pe fiecare spectacol în parte sunt, deci există o trupă de bază, care participă la toate spectacolele și în funcție de scenariu, la fiecare spectacol există colaborator extern. Fie ei păpușari sau pirotehnici, sau depinde de natura spectacolului. Eu vreau să vă felicit pentru acest proiect. Mi se pare interesant, mi se pare binevenit pentru toată lumea, inclusiv pentru cei mici, că ei sunt cei mai fascinați de lucrurile astea, mai ales dacă se joacă tot timpul pe calculator și mai dau de
astfel de lucruri. Ajung la noi și mai uită, și ei și părinții. Exact. Aș vrea înainte de final să le spuneți celor care se uită la noi acum exact unde vă pot găsi, zilele în care pot să vină la spectacole și ce le pregătiți de acum încolo. Sigur, deci arena este deschisă de luni până duminică pentru activități. Activitățile se întâmplă în aer liber. Echitație, șoimărit, tir cu arcul, plasă elastică, aruncat cu cuțitul și cu toporul, astea cu mai puțin, un pic de restricții de vârstă. Mm-hmm. Așa. Miercurile așteptăm grupuri pentru școli. Spectacole de la școli. Special pentru grupuri școlare, mm-hmm, cu rezervare prealabilă și sâmbetele în weekend. Sunt două. Doar sâmbăta. Câteodată sunt și duminica, depinde de... Dar programul este afișat pe site, mm-hmm, oricum, ca să faci rezervare, să cumperi bilete, trebuie să intri, vezi programul, n-ai cum să greșești. Celor care vor să sigur. Deci în weekend sunt două reprezentații, a două spectacole diferite, avem în total patru spectacole care se rulează. Se rulează, am înțeles. Le facem pe rând. Site-ul este www.bazmecucai.ro, Facebook-ul este tot bazmecucai.ro și de acolo vă poate trimite către site dacă... Mulțumim frumos de toate aceste informații, încă o dată vă felicit pentru proiect, să vă ajute Dumnezeu să faceți cât mai multe lucruri frumoase de genul ăsta, pentru că până la urmă, apropo de ce vorbeam adineaur de valori, de povești care nu toată lumea le mai ține minte sau nu le mai știe, e foarte frumos că reușiți să le aduceți înapoi în ochii copilor și ale celor care vin la spectacole. Și e foarte important. Vă felicit și pentru asta vreau să vă mulțumesc și vreau să vă zmuș o promisiune, dacă se poate. La următorul spectacol nou, pe care îl puneți în arenă, nu în scenă, să ne anunțați, poate reușim să ne vedem împreună acolo. Sigur. Dragi telespectatori, Bazme cu Cai. Iată că puteți să mergeți să vedeți adevărate creații teatrale, dacă le putem spune așa, așa cum ați auzit mai devreme. Puteți intra pe bazmecucai.ro să vă faceți rezervare sau să vă cumpărați bilete și să mergeți cu copiii și nu numai cu copiii, să vedeți ce fac acești oameni pentru voi în fiecare zi de miercuri și în weekend de două ori pe zi, adică sâmbătă. Cam acestea fiind spuse, eu vă urez o săptămână frumoasă și ne revedem vinerea viitoare cu alte lucruri interesante. Toate cele bune!